Dacă pe cei mai mulți dintre noi căldura mare ne moleșește, există și persoane asupra cărora efectul este invers. Este și cazul a 5 persoane, 2 femei și 3 bărbați cu vârste cuprinse între 15 și 53 de ani, victime ale actelor de violență. Pentru niciuna dintre aceste persoane nu a fost nevoie de internare în spital, leziunile suferite fiind tratate de echipa medicală din urgență.